Concursul s-a desfășurat în sistem open pe parcursul a 5 runde, după care s-a întocmit un clasament general, dar și clasamente pe categorii de vârstă. Toți participanții au fost premiați cu medalii, cupe, diplome și cadouri de către prefectul Vasile Moldovan și reprezentanții organizatorilor și partenerilor competiției. Pe locul întâi al clasamentului general s-a clasat Ioana Mihaela Trifoi. Premiul special al turneului a fost primit de către David Anca.